Astăzi este sâmbătă, 16 iulie 2011 și mă aflu în orașul Mizil din județul Prahova, la sediul Clubului Sportiv Columbofil Traian Popescu din localitate. Stau de vorbă cu Frusinoiu Spirea, responsabil tehnic la Clubul Traian Popescu Mizil. Cum e, domnul președinte, să fii tehnic la un club de oameni foarte pasionați? E o muncă grea, nu e chiar așa ușoară, dar cu ajutorul colegilor și implicarea lor totală în comisii, în îmbarcarea porumbeilor, treburile se urnesc, nu? Să rezolvă treburile și să merge spre bine. De câți ani sunteți tehnic? La acest club de când s-am înființat. Am înțeles că aveți o experiență și anterioară, nu? Da. Zbor porumbei de 20 ceva de ani de zile. Am fost tehnic și la clubul celălalt, care activa la FCPR. Și experiența de acolo cu experiența de aici, cu munca de ani de zile, s-a realizat și sperăm să margă treburile. Despre condițiile de transport ale porumbeilor, ce ne puteți spune, domnul președinte? Păi ce să vă pot spune? Condițiile se pare că au fost foarte bune, din câte am înțeles și din câte s-a văzut la fața locului. Porumbeii au plecat în condiții bune de zbor. De câte ori au venit aici, avem aici în spate o sursă de apă și aducem un furtun de alimentare în care nu pleacă mașina la alt centru de îmbarcare până nu se... Porumbeii nu sunt adăpați cu apă, da? Da, până nu sunt... Adică sunt adăpați cu apă și pe unde da. Pleacă. Dacă la următorul centru, respectivii membrii de acolo și centru, că am înțeles că unde se duc, la fiecare centru din ăsta, porumbeie s-a dat pe apă. Bine, acum și condițiile meteo sunt caniculare, într-adevăr, e foarte călduroasă și... Cu el de sus nu ne putem pune. Pentru mâine la zbor, ce știri aveți despre vreme? Cum o să fie? O vreme călduroasă ca și astăzi, nu? Se pare că va fi o vreme caniculară, dar ținând cont că avem un concurs de viteză care însumează maxim 205 km distanța cea mai mare la clubul din Mizil este, se pare că o lansare la ora 6 dimineața, porumbei în 2 ore jumate de zbor trebuie să ajungă acasă și se pare că nu i-ar afecta chiar atât de mult canicul. Dumneavoastră, ca și crescători, ce rezultate ați înregistrat până acum? Deci, în concursurile din acest an? În concursurile din acest an am avut clasări în față la concursurile de viteză și de demifond. La concursurile de fond am avut locul 2 și 3, se pare, pe centru, adică pe zona de sud, da. Și la concursul 2 de fond, se pare că am avut locul 1 pe mașină. Și anii anteriori, dacă interesează pe cineva, am fost locul 5 și 6 pe țară, campionatul național fost FCPR, adică, da. Așa, viteză, am fost locul 13 general pe țară, locul 13 viteză tineret în 2001. Cam astea au fost rezultatele. Problemele sunt altele, financiare, care toată lumea suferă. Deci nu avem banii necesari. Adică banii care îi acumulăm și care îi strângem, trebuie să îi împărțim și cu familia și cu hobby-ul ăsta nostru, care este porumbeii. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitate, domnul președinte, și vă doresc în continuare mult succes în activitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și vă așteptăm la Mizil și cu alte ocazii și sperăm să clubul de la Mizil actual care suntem, să adune mult mai mulți membri și să fim pentru anul care vine și anii următori, să fim o grupare mult mai mare în cadrul Federației Române de Sport Columbofil. Și ce vreau să vă aduc la cunoștință, am informația că la Mizil, actualul președinte al FRSC-ului, domnul Sinca Cezar, și-a adus un număr de 50-60 de cui la locuința personală a socrului, da? Și vrea să zboare pui în gruparea noastră de la Mizil în cadrul FRSC-ului. Și am auzit că este cel mai tânăr membru al clubului noastră și îi dorim pe această cale mult succes. Da, l-așteptăm cu bine și sperăm să iasă treaba. O să fie bine, eu sunt convins că o să fie bine după seriozitatea și implicarea pe care am văzut-o la clubul noastră. Da. Cu stimă, toate bune! Mulțumim și noi la fel, să trăiți!